Victima, cetățean bulgar, efectua o lucrare la înălțime. Bărbatul purta echipamentul obligatoriu pentru lucrul la înălțime, însă nu și-a asigurat centura înainte de a începe lucrarea. Acesta a căzut de la o înălțime de peste 4 metri. Bulgarul a ajuns în stare foarte gravă la spital, în comă de gradul 3 cu multiple traumatisme. Pentru că mai răspundea doar la stimuli de durere, a fost transportat la Spitalul Județean Constanța. Starea pacientului ieri dimineață a fost foarte gravă. Întâi a avut un glezgă 8, după care a început să se degradeze spre un glezgă 3, momentul preluat de colegii mei de către SMURT. Vorbea, avea semne vitale? Semne vitale erau prezente, dar nu vorbea, era inconștient, era coma. Și acum unde este? Acum este la Spitalul Județean, a fost trimis către neurochirurgie și pentru investigații suplimentare. Cazul este cercetat acum de poliția și parchetul Medgidia, precum și de inspectorii ITM Constanța. Anchetele vor stabili în ce condiții s-a întâmplat acest accident și mai ales cine este vinovat.